așa, de dracul, să zicem că am făcut și cu asta 70 în treapta a treia și o să schimb eu la 4000. Ca să vedeți cum se duce și cum schimbă în modul manual când te prefaci tu că ești la comenzi. Așa cum vedeți, foarte foarte apropiat de senzația pe care o ai cu o cutie convențională. Da? La fel, frână, retrogradare, din nou retrogradare. Ce pare? E ceva diferit? Doar sub capotă, în rest în mașină. E o realizare extrem de mare a celor de la Nissan, modul în care funcționează această cutie. Sigur, lucruri importante care sunt de văzut și de studiat în momentul în care vrei să-ți cumperi un Nissan cu această cutie. E de văzut cum stă mașina cu fiabilitatea, deci cam care este fiabilitatea cutiei. E o cutie care este prezentă și pe piața americană și pe piața asiatică, deci e o cutie, cum le place celor de la Renault, Nissan, Mitsubishi să spună, globală, da? Deci X-Tronic-ul e deja un produs global care se duce pe toată planeta. Pe piața americană CVT-ul este arhi cunoscut, la fel și în Asia, cutiile CVT predomină și din ce știu, așa din amintiri, prin America garanția pentru cutia CVT, deci garanția, atenție, pentru X-Tronic-ul de la Nissan este undeva la 200.000 de kilometri, deci cutia e garantată 200.000 de kilometri. Ma, nu știu pe urmă ce se întâmplă. Ce am observat și mi se pare în regulă și mi se pare un aspect foarte pozitiv în România, de exemplu, am observat că au apărut ateliere specializate în reparații cutii automate convenționale, lucru foarte, deci tehnic vorbind, cutia automată convențională este cea mai complexă, după părerea mea, încă în momentul în care vorbim, să fii reparator de cutii automate cu convertizor. Trebuie să te ducă capul și să ai tehnologie multă, mai ales că sunt anumite suduri, cum să fie, cutiile sunt capsulate într-un fel, convertizorul e capsulat într-un fel și trebuie denituit și efectuate niște nituiri cu instrumentar specializat, cu SDV-uri, da? Pentru cine știe ce înseamnă SDV, scule dispozitive verificatoare, vine din trecut, așa, deci cu SDV-urile aferente. Și că aici vreau să ajung, s-a dezvoltat foarte mult inclusiv zona de reparații cutii CVT, inclusiv zona de regenerări baterii hibride, adică România, așa cum suntem cu PSD-ul, cu vai de mama noastră, oamenii deștepți rămân deștepți, da? Asta e un lucru, nimeni nu poate să conteste, că oriunde ai fi, omul care are ceva în cap, are ceva în cap. Și deci oameni cu un anumit nivel tehnologic, cu un anumit nivel de inițiativă, de antreprenoriat, dacă vreți, au dezvoltat în România întreprinderi, afaceri individuale la un nivel foarte, foarte înalt. Sunt reparatori de cutii automate la Timișoara, Samir, care e un sirian, dacă mi-amintesc eu bine, renumit în toată România, ca un, dar nu numai la Timișoara, și în București sunt vreo două firme care repară cutii automate. În țară sunt oameni care fac, deci fac lucruri extraordinare și n-ar trebui să mai fim, că eu de ce spun poveștile astea, nu ca să treacă timpul, n-ar trebui să mai fim sceptici și susceptibili de, nu știu, să fim neîncrezători atunci când luăm contact cu tehnologii noi. Omul când aude o cutie CVT, aoleu, păi se strică, cine mi-o repară, cine? Există și în România reparatori, nu vorbim de reprezentanță, că reprezentanța sigur ți-o repară, deci la prețul potrivit, orice se poate face. Dar există reparatori individuali care repară transmisii CVT, deci X-Tronic-ul de la Nissan în România, sunt oameni care n-au niciun fel de ezitare, n-ați spune, da, aduc, vino cu mașina la mine și o să repar cutia, să fac reparație capitală la cutie cu piese originale, cu
Da, cu SDV-urile care trebuie aprobate de Nissan și în general la un preț mai mic decât îți face reprezentanța. Sunt cazuri și cazuri, sunt situații și situații. Poți să te duci la reprezentanță și să fie mai ieftin, sau poți să te duci la reprezentanță să fie mai scump. Nu e, adică nu e neapărat obligatoriu să fie la independent mai ieftin. Dar asta vreau să spun. Că mă întreabă lumea să-mi iau hibrid, dar oare cât țin bateriile, cât tehnologiile au evoluat foarte mult și acum inclusiv în România sunt oameni extrem de deștepți și care au tehnologia și știința de a regenera, de a înlocui, de a verifica, schimba celulele din baterii de la orice mașină, ce vreți, Toyota Prius 2017, vino cu ea încoacă, ți-o facem. Ce ai CVT X-Tronic, vino cu el încoace că ți-l facem. Ce ai automată cu 8 trepte de la BMW, la orice colț de stradă ți-o faci. Sigur, cu ghilimele de rigoare, dar în București sunt N servisuri care se ocupă numai cu asta. Numai cu asta. Sigur, fiecare cu reputația pe care o are. Unii mai bună, alții mai puțin bună, dar sunt. Deci în România nu există tehnologie. Eu sunt convins că și dacă vine mâine, nu știu, Elon Musk și spune, domne, facem o reprezentanță Tesla aici și vă arătăm noi ce deștept suntem, cea mai tare mașină electrică mondială, așa, eu sunt convins că în timpul ăsta românii deja, că în România sunt destule modele Tesla, sunt români care deja le-au demontat, sunt români care deja le-au, dacă așa ca amuzament și cu asta închei, există un om în România care a pus GPL pe un Opel Ampera. Nu mă întrebați de ce, dar există, am văzut cu ochii mei, adică nu, dacă nu vedeam, nu povesteam. Deci, dacă știți ce înseamnă Opel Ampera și ce tehnologie e așa, te întreb, de ce ai pune GPL pe un Opel Ampera? Și a fost un om care a pus GPL pe un Opel Ampera, deci surmontând o serie extraordinară de probleme care au apărut. Când a pus GPL s-au aprins toate luminile din bord, deci mașina nu, și ăla l-a luat așa ușor, una câte una, le-a rezolvat și, deci în momentul de față, în România există un Opel Ampera cu GPL. Să nu vă fie frică de tehnologiile noi, pentru că întotdeauna tata avea o vorbă, spunea, dacă e făcut de om, se repară. Și eu cred că este o vorbă extraordinară, într-adevăr, dacă e făcut de om, se repară, așa este. 0-100 în drive. Și 0-100 în modul manual. O să las cutia să schimbe. Observați ce tipar de, mă rog, schimbare. Când spun o să las cutia să schimbe, de fapt e, nu schimbă nimic, e, plimbă lanțul. De fapt ăsta e termenul corect. Mi se pare că s-a dus mai repede, parcă în, așa am avut senzația, că a fost mai rapidă în manual decât în drive. Mă rog, nu știu de ce, dar asta a fost senzația mea. Poate aveți răbdare să vă uitați, să vedeți dacă așa este. Alte lucruri demne de menționat la acest model, în afară, sigur, mașina a fost prezentată de noi. Dacă vreți să vedeți alte lucruri, portbagaj, chestii, meniuri și astea, sunt cred că 3 serii de filme cu Kadjar în toate versiunile, poți 3 sau 4, și acolo găsiți absolut tot ce vreți să știți despre Kadjar. Despre combinația asta 1.6 DCI cu X-Tronic, are și sistem stop-start, l-am ținut dezactivat ca să putem să facem 0-100 fără să ni se oprească motorul și o să-l vedeți imediat.
motorul s-a oprit. Motorul a repornit. Destul de fin se oprește și repornește pentru un diesel. E un avantaj când stai în trafic, mai ales în oraș, când stai în bară la bară foarte mult, în anumite momente e bine să ai un sistem din acesta, pentru că îți reduce și stresul asupra cutiei de viteze și în același timp nici nu poluezi, faci și economie de carburant. Am mai povestit și o mai spun și acum o dată că uzura, deci sistemele astea stop-start sunt făcute, deci inclusiv motoarele, demarorul, acumulatorul sunt cumva, nu ramforsate, că nu ăsta e termenul corect, deci sunt cumva îmbunătățite pentru a suporta stresul suplimentar. Lumea a zis, mi-am luat mașină cu sistem stop-start, dar nu, eu îl țin oprit ca să nu se uzeze motorul și demarorul. Și ele sunt deja studiate, lucrurile astea. Deci dacă un demaror normal face, să spunem, 100.000 de cicluri, da? Un demaror de tip stop-start face 300.000 de cicluri fără problemă. Adică sunt testate lucrurile astea. Nu vă gândiți că e o mașină normală la care oprești, pornești și oprești, pornești la nesfârșit și se strică, față de o situație în care tu n-ai porni și opri motorul de atâtea ori la o mașină normală. Nu, aici vorbim de sisteme studiate, optimizate pentru așa ceva. O să încerc să vă arăt și, bine, se și vede în timp ce vorbesc, cam cum merge mașina în mod normal, adică fără să o stresăm, fără să o forțăm. Iată ce înseamnă, de exemplu, să simulăm un oraș, da? Iată cum reacționează cutia. Ce observăm? Că până la, deci fără să avem kickdown, nu s-a mai văzut niciun fel de schimbare. Deci turometru n-a mai... Deci aici am avut o manifestare tipică CVT convențional, da? Ați mai sesizat cumva, am ajuns la 85 de km pe oră și deci condusă normal, n-am mai făcut chestia asta, da? În momentul în care am băgat piciorul în ea, automat m-a trecut în modul, omul vrea să simtă condusul. Hai să-i dăm să simtă condusul. Deci iată, asta spun, că în mașina este foarte interesantă în combinația asta. Să repetăm acest lucru. De data asta o să încerc să accelerez mai tare, să vedem dacă avem vreo diferență. Da? La o accelerare mai puternică, ce observăm? Că avem schimbările, adică mașina cumva știe că vrem dinamică și ne oferă și senzația de dinamică. Nu întotdeauna o face, pentru că deci are niște praguri, probabil și ai informația din senzorul pedalei de accelerație și în funcție de poziția accelerației reacționează mai mult sau mai puțin la fel. Adică dacă, de exemplu, o să mai fac o dată, motorul s-a oprit, plecăm mai tare decât prima dată, dar mai încet decât a doua oară, ce vedem? Că deja în acest moment nu mai face schimbările alea, deci se comportă tot convențional. Iată. Probabil că mai încolo, dacă aș apăsa pedala mai tare, iată, acum a schimbat un pic. Deci, un mod, când ai o asemenea cutie cum este X-tronicul ăsta, de fapt tu conduci simulat. Ți se simulează condusul, e foarte interesant și probabil că bunora, deci puriștilor, nu o să le placă acest lucru, dar pentru vasi majoritatea șoferului sau șoferilor obișnuiți, genul acesta de comportament al cutiei este foarte apropiat de ce cunosc ei, foarte apropiat de ce știu ei, de condusul tradițional, și acest lucru îți place. Eu, de exemplu, nu simt nevoia de clapete,
mașina nu are clapete ca să o comanzi de la volan, nu simt nevoia, pentru că în momentul în care ai clapete ai un condus mult mai precis sau vrei un condus mult mai precis și s-ar putea ca, jucându-te la clapete, să descoperi că reacțiile cutiei nu sunt tocmai cele pe care le dorești. Și atunci, de fapt, această cutie X-Tronic cum se comportă optim? În drive și în modul manual, când îți faci tu treaba cu ea, cum, ce nevoie ai să, bun, să ieși dintr-o anumită situație sau o frână de motor sau să încerci un condus mai sportiv și să rămâi cu senzațiile de schimbare de treaptă ale modului manual din manetă. Deci în momentul în care le faci din manetă, faptul că ai mai mult timp, că pleci cu mâna de la volan și te duci la manetă, e altceva decât atunci când dai din degete la clapetă. E, timpul ăla pe care îl petreci cu mâna de la volan către manetă și efectuezi retrogradarea sau avansarea în trepte după caz, timpul ăla este practic, ajută cutia. Cutia nu răspunde atât de rapid pe cât ai pretinde-o dacă ai avea clapete. În momentul în care ai clapeta la volan și tu faci acolo la clapete, cine răspunde cum trebuie? Cutia dublu ambreiaj, da? Cutia dublu ambreiaj răspunde foarte rapid. Sau mai sunt cutiile, mă rog, să spunem high-end, da? Mercedes-Benz, G-Tronic sau BMW sau cutiile mai noi care au aportat acum cu 9-10 rapoarte, da? Deci ele răspund rapid la clapete, în timp ce o cutie CVT care are acele întârzieri pe care le-ați văzut sau reglări, ajustări în timp ce mergem, acelea sunt percepute un pic ciudat din clapete. Și atunci soluția pe care o are Renault pentru această motorizare este una foarte interesantă. Este exact ce trebuie. Oferă confort, economie, emulează un mod manual. Bun, o să întrebați, da, domnule, dar de ce n-au pus ei EDC pe 1.6 DCI? Că l-aveau, că e pe talisman, că e pe mai știu eu ce. De ce n-au pus 1.6 DCI cu EDC? Păi, de exemplu, cutia CVT, după părerea mea, se comportă mai bine decât dublu ambreiaj în oraș. Deci în oraș confortul și gradul de uzură este mai mic la cutia CVT, deci confortul e mai bun și gradul de uzură este mai mic la o cutie CVT decât la un dublu ambreiaj. Un dublu ambreiaj, succesiunea aia de trepte, întâia, a doua, a doua, întâia, întâia, a doua, întâia, a doua, a doua, întâia și așa mai departe, pe care o faci la multitudinea de plecări în coloană, când stai la semafor, în trafic greu, este solicitantă pentru cutia de viteze de tip dublu ambreiaj. Indiferent că acum au apărut protecții la supraîncălzire, indiferent că există mecanisme care decuplează ambreiajele atunci când stai în drive la semafor, tocmai pentru a evita uzura, patinarea, supraîncălzirea și așa mai departe. Deci cu toate acestea, schimbările, ce înseamnă? În momentul în care ai schimbat la un dublu ambreiaj din a întâia în a doua și din a doua în a întâia de 50 de ori în 100 de metri, înseamnă uzuri ale discurilor de ambreiaj, în primul rând, da? În timp ce la CVT, CVT-ul care merge lin, n-are nicio treabă, uzura internă este o idee mai mică. Paradoxal însă, în momentul în care forjezi o cutie CVT, deci la genul acela, kickdown, cutia CVT este mai solicitată decât o cutie de tip dublu ambreiaj. Deci ca să vedeți cât de diferite și ce înseamnă să știi și să înțelegi ce e în spatele fiecărei tehnologii. Deci în oraș CVT-ul e mai puțin solicitat, în timp ce în afară, în condus sportiv, CVT-ul e mai solicitat decât o cutie convențională sau una de tip dublu ambreiaj. Și atunci, probabil că acest cazjar fiind o mașină până la urmă de oraș, și oamenii au zis, hai să dăm o alternativă. Să le dăm o alternativă. Poate că sunt oameni care preferă CVT-ul. Mă gândesc, nu am această informație de la Renault, dar mă gândesc că ar putea fi o explicație pentru care au optat să pună X-Tronic în loc de EDC.
Și ar mai fi o explicație care poate să fie dată și economic, având linii de fabricație care produc această cutie Xtronic global, da, la nivel global, deci în număr mare, poate să fie și o rațiune economică. Adică, domnule, avem nevoie de piață pentru cutiile astea și atunci trebuie să le punem pe piață să le vindem. Da? Vindem și EDC pe o parte, pe multe mașini, ați văzut Clio, mă rog, Megane, Talisman și așa mai departe, toate au, inclusiv Kadjar, toate au una, două cutii EDC și atunci CVT-ul a rămas un pic pe din afară. Unde mai aveam CVT? La Koleos și cam atât. Și am zis, stai un pic, hai să mai vindem CVT și pe Kadjar. Cu ce îl punem? Hai să-l punem cu 1.6, că e motorul nou. Pentru că dacă ar fi pus cu 1.5 DCI, probabil că rezultatele de dinamică n-ar fi fost la fel de bune. În primul rând că e diferență de la 110 la 130 de cai și de la 260 la 320 de Nm, e diferență în favoarea motorului mare de 1.6. Și deci e posibilă și această explicație, să fi pus ei acest CVT din rațiuni economice, ca să se vândă, să vândă mai multe cutii CVT, în așa fel încât, cum se cheamă, eficiența liniilor de producție să fie sporită. Pentru că asta e șmecheria de care povesteam și la Clio Estate. De ce motorul 1.5 DCI este unul dintre cele mai bune motoare din lume? Că nu e nici cel mai puternic, nu e nici cel mai... Da, are două suboabe pe cilindru, are distribuție pe curea, adică e... Are mentenanță mai costisitoare decât la 1.6 DCI, care este pe lanț și e un motor mult mai nou, mai reactiv, mai... Dar 1.5 DCI are o calitate extraordinară. Este tot un motor global, deci care se vinde pe întreaga planetă într-un număr extraordinar de mare. Eficiența sau rentabilitatea, mai degrabă, a liniilor de fabricație este la maxim. Deci motorul 1.5 DCI și-a scos banii de 100 de ori. El a fost dezvoltat acum X ani, da? Cu două zerouri și... Încă se mai vinde, încă se mai vinde. Se vinde la Mercedes, se vinde la Dacia, la Renault, la Nissan, la cine vrea, cumpără motor. Deci ăsta e un motor, da, e un motor senzațional, 1.5 DCI, pentru că și-a scos banii. Și aici Xtronic-ul e posibil să fie tot pus dintr-o încercare de rentabilizare. Sau nu spune nimeni că nu e rentabil, că se vinde oricum în număr mare pe glob. Dar de ce să nu scoți mai mulți bani? Și atunci poate că de-aia l-au pus pe acest Kadjar. Ultima zi cu Kadjarul 1.6 DCI Xtronic. Surprinzător, o mașină care mi-a plăcut foarte mult. Dacă o înțelegi, dacă înțelegi ce este această mașină și ce vrea să fie, îți dai seama că împerecherea motorului cu transmisia CVT e o soluție foarte bună. De ce spun asta? O să ne uităm acum la consum. Am condus mașina în niște condiții destul de variate. Aș putea să spun că abia acum am făcut cu adevărat un drive test așa cum ar trebui făcut, pentru că am avut și un parcurs montan cu un traseu de off-road, mă rog, mai mult sau mai puțin serios, despre care o să vă povestesc imediat. Cert este că de când am luat mașina de la Renault, așa cum o să vă arăt acum pe bord, mai avem un range de 140 de km, am făcut 680 de km într-un parcurs și într-un climat destul de variat. Am prins de la 35 de grade în București până la 16 grade în zona montană, cu ploaie, cu, mă rog, deci condiții total opuse față de ce am avut la București. Am parcurs acești kilometri cu o pondere de cam 50% cu aerul condiționat pornit, în rest mergând în zone cu temperaturi mai joase și pe trasee mai un pic dificile de off-road nu am folosit aerul condiționat, pentru a beneficia până la urmă din plin și de puterea motorului. Și ce ar trebui să știți despre acest Kadjar cu Xtronic? În primul rând că este mult, mult mai dinamic decât pare din fișa tehnică.
Reactivitatea mașinii este incredibilă, răspunsul cutiei de viteze este foarte, foarte bun la majoritatea situațiilor în care supui mașina. Am condus în majoritar în modul eco. Ca atare, acest lucru ne-a dus la un consum mediu pe care o să-l vedeți acum pe bord, undeva în zona de 6,1%. Eu cred că în condiții reale, deci fără să mixezi așa ca noi 50-50 cu aerul condiționat, probabil că un consum real al acestei mașini este undeva la 6,5 litri la 100. Un consum mai mare înseamnă că deja stilul de conducere e orientat mai spre sportivitate sau în orice caz nu este unul normal economic. În conducere economică, așa cum se vede, 6,1 fără niciun fel de stres, repet, în condițiile în care oraș, autostradă, deci probabil undeva la vreo 300 de km au fost făcuți în regim de autostradă, cu viteze de autostradă, și consumul cel mai mare pe care l-am avut mediu pe bord a fost 6,5 litri la 100. De asta spun că ăsta ar fi consumul real pentru cineva care nu e preocupat neapărat de consum și conduce mașina normal. Spuneam că m-a surprins mașina cu reactivitatea cutiei. Deci este foarte, foarte reactivă. Nu o să placă cutia celor care apreciază schimbările foarte rapide de trepte. Chiar și în modul manual, aceste emulări de trepte pe care le oferă cutia X-Tronic nu au întotdeauna feedback-ul corect față de ce face mașina în acel moment. Adică uneori mai zmucesc, alteori turația nu e exact unde trebuie și se mai mișcă ea. Revedeți explicațiile de la începutul prezentării legate de cutia CVT și de ce acest lucru este normal. Și asta ce înseamnă? Că cineva care dorește o conducere sportivă și un control total al mașinii, de să fie stăpân al mașinii și în modul manual, nu trebuie să se orienteze către o cutie CVT. Sigur, din păcate, în gama Kadjar, cutie EDC cu dublu ambreiaj care se mișcă foarte rapid și care îți oferă viteze de schimbare superioare celor manuale și în același timp confortul unei cutii automate, ai doar cu varianta 1.5 DCI de 110 cai. Și în momentul în care compar ambele mașini, că le-am condus, adică mă rog, Kadjarul chiar l-am condus în cam toate versiunile pe care le oferă Renault, ce observ? Că motorizarea 1.5 DCI, care de altfel o motorizare mult lăudată de mine și foarte onorabilă pe Kadjar, totuși plătește tribut faptului că are doar două supape pe cilindru și în momentul în care folosești rapiditatea transmisiei EDC și te duci în turație, își arată limitele motorul. În partea asta la 1.6 DCI cu CVT, cutia CVT pune în valoare mai bine motorul de 130 de cai și pe măsură ce te duci cu mașina în turație și soliciți, răspunsul motorului este mai bun. Iar cutia, oferind tot timpul, să spunem, raportul optim de folosirea puterii, de punerea puterii la sol, reactivitatea pe care o are mașina în combinație cu această cutie este una realmente surprinzătoare și mașina mi-a plăcut foarte mult. Spuneam că am mers la un concurs de off-road, nu cu Kadjarul, deci noi ne-am deplasat acolo, acolo am condus alte mașini, unele dintre ele foarte competente. Din păcate, traseul de off-road ales de organizatori a fost unul cu adevărat de off-road, deci nici nu se punea problema să intrăm cu Kadjarul 4x2 în zona de concurs, deși am fi putut și am avut libertatea să o facem, dar era exclus, mai ales că a și plouat. Însă drumul până la traseul de off-road, care a conținut, bineînțeles, un parcurs montan, că ne-am dus pe munte, în vârful muntele, unde era amenajat un traseu de off-road special, drumul a fost interesant. Am folosit sistemul X-Mod sau acest sistem al celor de la Renault de optimizare a tracțiunii 4x2 în diverse situații. L-am văzut la lucru. Limitele sistemului sunt destul de ușor de atins. Adică, ca să înțelegeți, urcând un versant montan cu rampe
accentuate, da? Deci cu înclinări foarte mari și denivelat, zone de noroi, nisip, pietriș. În momentul ăla mașina pur și simplu nu mai are tracțiune în niciun fel de situație. Deci chiar dacă să spunem că pe jos nu era ud și era drumul bolovănos stâncos, faptul că drumul era un pic accidentat făcea ca roțile față să nu ofere o aderență suficientă și limitele sistemului se vedeau. Adică ce simți? Am mai simțit asta și tot cu Kadjar. Simți automat nevoia unui sistem 4x4, deci să ai și la roțile din spate tracțiune. Bun, am ajuns, deci până la urmă am urcat la traseul de off-road fără niciun fel de probleme, deci în afară de aceste observații pe care am avut, mașina s-a comportat foarte bine. Duce surprinzător de bine drumurile proaste, deci am mers pe drum forestier, adică să ne înțelegem, tot ce am urcat noi până la traseul de off-road a fost drum forestier, dar drum forestier, să spunem, circulat, da? A mers mașina alături de pick-up-uri ca Mercedes X-Class, Isuzu D-Max, Navara, ce să mai zic, Land Rover, Discovery, varianta 5, da? Deci Discovery 5, Jeep Compass, Jeep Renegade, adică mașini toate dotate cu tracțiune integrală și reductor, plus o serie de SUV-uri cu tracțiune integrală, unele dintre ele având gardă la sol sau unghiuri de trecere mai slabe decât Kadjar, dar având avantajul tracțiunii integrale. De asta spun că întotdeauna în alegerea unei mașini este foarte important să discerneți, să decideți dinainte de a vă orienta către o mașină dacă aveți sau nu nevoie de tracțiune integrală, pentru că avantajele tracțiunii integrale în aceste situații erau evidente. O singură mașină a mai fost împreună cu noi, o Toyota CHR, care a tot tracțiune față și a întâmpinat absolut aceleași probleme ca acest Kadjar, ba mai mult, CHR-ul respectiv fiind limitat și de garda la sor și unghiuri, în mod evident mai slabe decât la Kadjar. Deci nu s-a pus problema de a intra, nici nu se discuta. Poate că în extremis, pentru că avem gardă la sol bună pe Kadjar și unghiuri decente, am fi putut să coborâm pe traseul de off-road, deci să coborâm acel versant montan pe traseul dedicat de off-road, dar nu am mai fi putut în niciun caz să urcăm înapoi și deci nu am putut să intrăm. Astea sunt limitele mașinii. Mi-ar fi plăcut foarte mult această combinație CVT 1.6 DCI și cu 4x4 și cu siguranță m-aș fi aventurat pe acel traseu, cum am făcut-o cu toate celelalte mașini, adică gândiți-vă că inclusiv Hyundai Kona, care a fost la acest concurs cu tracțiune integrală, a trecut, deși la limită cu unghiurile și cu mare atenție, pentru că traseul a fost cu adevărat dificil, deci cu mare atenție și Hyundai Kona a trecut, dar nu mai ajutat de tracțiune integrală, nu puteai urca fără tracțiune integrală, pentru că era de denivelat drumul și panta atât de abruptă încât pur și simplu dacă nu aveai tracțiune integrală nu făceai 30 de metri pe traseu și erai oprit. Astea sunt limitele sistemului la Kadjar. Deci cu Kadjar, cu sistemul ăsta X-Mod sau cum îl mai cheamă, pe grip control sau cum îi mai zice la Renault, că nu-mi vine acum, așa cum am spus-o și altă dată, mașina este destul de limitată. Pneurile nu, deci sunt alese pentru acest sistem, deci împreună cu sistemul, acele pneuri pe care le oferă Renault ar trebui, cel puțin teoretic, să facă mașina mai capabilă să depășească anumite, să spunem, zone de off-road ușor. Dar în realitate acest off-road ușor chiar înseamnă off-road ușor, adică nu vă imaginați că vă puteți aventura neapărat într-un noroi mai serios, pentru că nici nu se pune problema, mașina nu va ieși. Sistemul împreună cu pneurile pot să permită ieșirea dintr-o zăpadă normală, da, din parcare, chestii de gen, poate că vreodată dacă te împotmolești și n-ai intrat într-un șleau foarte mare, poate că poți ieși și de acolo. Trebuie mare atenție la noroi, da? Pentru că noroiul poate să fie o dificultate greu de imaginat, chiar și pentru un Kadjar cu tracțiune integrală, și atunci nu vă aventurați. Adică e bine că avem acest X-Mod pe mașină, dar
El este doar un sistem de siguranță suplimentar, în niciun caz un mare avantaj al Kadjar-ului față de o versiune cu tracțiune integrală, nici nu se pune problema. Poate dacă o să urmăriți în fișa tehnică, o să vedeți că pe site-ul Renault, Kadjar-ul în versiunea de echipare intens vine cu jante de 19 inch standard, însă acest pachet cu X-Mod standard oferă pneurile și jante de 17 inch, tocmai pentru ca balonul mai mare să ofere acea tracțiune integrală, acel nivel de tracțiune superioară de care mașina are nevoie, întrucât nu are sistem de tracțiune integrală de tip 4x4. Bun, lăsând la o parte partea asta, deci ne-a lămurit, e clar, mașina nu are 4x4, bun, o să ziceți, bine, de ce să-mi iau 1.6 DCI cu CVT? Păi, mașina asta are două aturi, zic eu, foarte bune. În primul rând are un consum ok pentru ce este, e un SUV compact în toată puterea cuvântului, da? Super dotat, avem inclusiv trapă, piele integrală, mă rog, Kadjar-e am prezentat nenumărate, le știți, nu mai insist. Deci are un consum foarte bun în condiții reale. Gândiți-vă că am mers pe autostradă, am făcut probele cu ea, am mers cu aer condiționat, ne-am dus pe versanțe, am urcat cu mașina în condiții dificile, da, cot la cot cu acele mașini. Chiar s-au mirat și organizatorii că și noi și CHR-ul am reușit până la urmă să ajungem la traseu cu mașinile întregi și fără să rămânem pe undeva în podmoli. Sigur, eram complet asigurați împreună cu mașinile de care povestesc, așa cum se organizează la orice concurs serios. Erau câteva mașini de off-road veritabile, adică vorbim de mașinile acelea vechi, pregătite, da, niște patroluri din alea scurte, cu tot ce trebuie, cu troliu, cu sisteme de asistare, deci nu, și dacă am fi rămas, nu era nicio problemă că ne scoteau. Revenind la acest Kadjar, al doilea avantaj pe care îl are mașina este confortul pe care îl oferă această cutie CVT. Confortul este practic inegalabil. Întotdeauna mi-au plăcut cutiile EDC, mai ales cele de generație nouă pe care le oferă Renault, și ele sunt ultra confortabile, însă în cazul de față acest CVT în oraș este infailibil. Deci pur și simplu, dacă mergi liniștit cu mașina fără să apeși pedala la podea, nu simți niciun fel de schimbare de treaptă, un comportament de altfel tipic cutiei CVT. Dar acest lucru înseamnă un nivel de zgomot foarte scăzut, nu sunt smucituri în mașină, nu sunt șocurile acelea tipice, schimbările, faptul că tu simți în mașină schimbările de trepte, cum se întâmplă la EDC. Nu, la CVT-ul ăsta nu se întâmplă, deci mașina este eminamente confortabilă. Marea surpriză pe care am avut-o a fost că după ce am făcut probele noastre complete cu accelerații, cu reprize, cu probe pe care le vedeți pe aceste filme, plecând către, mă rog, Câmpul Lung, unde am fost la acest traseu de off-road de care tot povestesc, acolo, deci pe drum am rulat cu mașina, fiind și un pic grăbiți, adică dinamic, am zis, hai să vedem cum se comportă acest Kadjar în condiții reale de trafic, făcând depășiri, adică confruntându-ne cu situațiile reale de pe șosea, nu doar rulând cu 80, 90, 100, 130 ca pe autostradă ca să vedem consumul, deci pur și simplu să vedem cum se mișcă mașina. Și aici a venit marea surpriză. Mi-am dat seama că mașina are o dinamică deosebită, dincolo de ceea ce îți poți imagina din fișa tehnică. Vezi 0-100 în 11, ceva secunde, te gândești, da, bun, o mașină normală în limitele unui SUV, așa, nu e nici în 14 secunde nu face 100, nici în 9, adică nu e nici vai de capul ei, nici vreun SUV de ăsta normal mai deosebit, mai dinamic. Și surpriză, mergând cu ea, ce am observat? Că într-adevăr cutia CVT are un comportament absolut apropiat, absolut similar de cel al unei cutii automate convenționale, cu un avantaj pe alocuri, și anume faptul că răspunde la pedală mult, mult mai bine. Ce se întâmplă la o cutie automată convențională în drive? Ai 6 trepte sau 7 trepte sau 8 trepte disponibile, și în momentul în care în anumite situații de trafic tu
modulezi accelerația din pedală, cutia încearcă să înțeleagă ce vrei și în anumite momente va schimba trepte, va schimba din 4 în 5, în 3, să vadă ce vrei tu să faci, să-și dea seama. Ceea ce se numește în limbaj de specialitate vânează trepte și e un comportament care nu întotdeauna îți place, pentru că ce înseamnă un comportament ideal la o cutie automată? Ca în orice situație din trafic, deci chiar așa cum auzi acum, în orice situație din trafic, mașina prin computerul ei și prin senzorii conectați cu acel computer să detecteze și tot timpul să îți ofere, deci tu tot timpul ca șofer să fii în treapta, să ai deja treapta schimbată pentru situația de trafic din acel moment. Deci să ghicească cumva exact ce vrei tu să faci cu mașina. Acest lucru sigur se face prin intermediul senzorilor, pedală, viteză, unghi de rotație al volanului și așa mai departe, că sunt o grămadă de senzori conectați cu cutia de viteze, prin care cutia știe ce vrei tu să faci, că ești pe un drum virajat, că pilotezi, că mergi liniștit, că frânezi, că așa mai departe. E un lucru, un deziderat foarte greu de obținut chiar și de la cele mai performante cutii de viteză. Chiar și cele mai performante cutii cu 8, cu 9 trepte le poți prinde în situații în care ezită, în care îți dai seama că de fapt cutia n-a făcut ce vrei tu, n-a schimbat. Și atunci intervii tu manual, schimbi tu manual sau mă rog, sau oportunitatea de a depăși a trecut pentru că n-a schimbat cutia când trebuie. La acest CVT de pe Kadjar, la Xtronic, imediat cum ai apăsat pedala un pic, cum ai apăsat pedala accelerației, simți că mașina se încordează. Ăsta este termenul, mă rog, nu știu dacă e absolut corect, dar ăsta este termenul. Mașina se încordează și imediat răspunde și simți accelerația, simți cum mașina accelerează sub tine. Și în momentul în care înveți chestia asta, îți dai seama că pur și simplu ai o mașină cu care poți să faci depășiri la orice interval de viteză, deci indiferent că faci depășiri de la 60 de km pe oră sau că le faci de la 110 km pe oră sau de la 130 de km pe oră, îți dai seama că mașina face ceea ce trebuie să facă având cutie CVT. Adică îți oferă exact treapta optimă în acel moment sau, mă rog, raportul optim de transmitere în acel moment. Pune jos la șosea întreg potențialul motorului în orice moment, în orice situație o prinzi. Și fantastic mi se pare că o face inclusiv în modul eco. Deci eu am condus mașina foarte dinamic în modul eco, m-am întors de la Câmpul Lung pe Târgoviște, conducând sportiv, da, depășind practic tot ce mi-a ieșit în cale. Și am fost absolut uimit de relaxarea și de siguranța pe care mi-o dă și șasiul. Sigur, neavând tracțiune integrală, mașina se comportă un pic altfel. Sub viratoare o simți destul de ușor că e și înaltă, dacă te arunci pe ea cu ea pe viraje și mai ieși ud pe jos, imediat îi vezi limitele, dar în același timp ce vezi? Că are un șasiu predictibil, deci nu îți face surprize, nu e ca și cum sau mașina s-a comportat ca și cum nu mă așteptam, dimpotrivă, e tipic unui model cu tracțiune față și gardă la sol mare. Nu se înclină atât de mult pe cât ai așteptat de la un SUV. Deci dacă nu ești foarte îndrăzneț și te menții limitele unui condus sportiv, nu pilotaj, deci conducem sportiv e una, pilotaj e altceva, în momentul ăla îți dai seama că ai o mașină cu o dinamică foarte, foarte bună. Și eu asta fac chiar acum în timp ce vorbesc, conduc și mașina îmi place foarte mult cum răspunde. Îmi răspunde exact la ce vreau să fac, ce îi spun din pedală. Ia imediat, iată ce frumos se duce. Uitați-vă cum evoluează viteza pe bord. Instantaneu face ce vreau să spun. Cum să nu faci depășiri când ai așa ceva? Am depășit 4 mașini. Acum, sigur, dacă nu m-ați văzut semnalizat, suntem pe un drum cu 2 benzi și nu a fost nevoie să depășesc. Deci, practic, am trecut pe banda mea, dar am depășit multe mașini. Dacă ar fi fost un drum cu o bandă pe sens, aș fi semnalizat, m-aș fi băgat și m-aș fi dus. Absolut în regulă acest Kadjar. Îl recomand cu toată inima, mergeți, e o mașină super confortabilă în oraș și are sistem stop-start, economie, emisii scăzute, confort la maxim. Are și acest X-Mod care probabil în anumite situații ajută, deși eu personal n-aș sta cu pneurile astea și iarna, adică aș pune pneuri de iarnă pentru că într-adevăr atunci s-ar pune în
valoare acest sistem X-Mod. În momentul în care o ai mașina și o înțelegi și pricep care este treaba cu cutia CVT și cum reacționează ea, îți dai seama că de fapt, cu mici excepții, n-ai de ce să o scoți din drive. Deci eu am încercat să merg cu ea și în manual și să conduc sportiv și nu e atât de... Adică mai mult te chinui și tu și mașina, nu? Pur și simplu o lași în drive, dezactivezi eco dacă vrei să ai maxim de putere și folosești această intuiție extraordinară pe care o are cutia, intuiție în ghilimele, da? Și ai o mașină care îți răspunde instantaneu la ce îi spui. Este mult, mult mai ușor de înțeles decât este, de exemplu, Kadjar cu 1.5 DCI EDC. La acel model, imediat îi vezi limitele motorului, pentru că cutia e foarte rapidă, schimbă foarte rapid, se duce sus, sus având doar două supape pe cilindru, motorul nu mai respiră bine și simți că se îngâtuie și dă nas. În timp ce aici nu este cazul, aici pe măsură ce te duci în turație și cutia îți permite să te duci foarte rapid și acest CVT te lasă să te duci rapid în turație, acolo simți că motorul cu patru supape pe cilindru respiră bine, e un motor modern, un motor nou, mult mai bine dezvoltat decât 1.5 DCI și practic ai o mașină extraordinară, extraordinară, cu un singur dezavantaj, că nu are 4x4. În rest, mașina a fost pentru mine o experiență și o surpriză deosebită, la fel cum de altfel a fost și Nissanul Qashqai în aceeași combinație. Diferențele între Qashqai și Kadjar le știți, diferențe de spațiu, stil, opțiuni. Kadjarul pare o idee mai mare și probabil că va fi preferat de către cei care caută mai mult spațiu la interior și portbagaj de asemenea mai mare.